Sau și bine am găsit la un episod din The Vanishing of Ethan Carter. Astăzi vom merge în mină și vom vedea ce e acolo. Eu mă duceam în direcția total greșită. Noi acum practic trebuie să ne întoarcem acolo la biserică și pe acolo e un drum care duce în sus. Și pe drumul ăla, eu de asta nu m-am gândit că m-aș duce la biserică pe acolo, pentru că practic drumul ăla duce în sus și mă gândeam că trebuie să merg în jos spre mină. Dar drumul ăla, o să vedeți că se învârte cumva și coborâm la un moment dat. Și măcar în jocul ăsta caracterul meu nu obosește la fiecare 2 secunde. Așa. Bun, și să vedeți pe undeva pe aici cred că e. Să vedem pe unde. Și cum vine ăsta? Așa, uite, ăsta e. Și noi pe acolo am venit. Și ăsta e drumul pe care trebuie să-l luăm noi ca să ajungem la mine. V-ați fi gândit vreodată? Eu, sincer, nu. Dar hai să continuăm spre mine. Și să vedem ce găsim acolo jos. Văd că sunt niște copaci dărâmați pe aici, prin zona asta. Știu că și la începutul jocului mi-a lăsat cineva în comentarii, a zis că n-am descoperit toate capcanele. Aparent dacă descoperi toate capcanele de la început, știți când pornești jocul acolo, afli de ce, sau ce s-a întâmplat, de ce s-a atâtea capcane. A zis că cei care au murit, morții, nu știu să-ți explice cum e să fii mort. Probabil că așa e. Tipul ăsta vorbește cu morții, el știe, el practic face legătura între două lumi. Lumea morților și lumea viilor. Nu știu exact în ce direcție trebuie să cobor. A zis că toate se duc în aceeași zonă. Bănuiesc cel puțin. Și trebuie să vedem un tunel. A, uite, acolo e un tunel. Și dacă mergem în direcția asta, unde ajungem? Dacă mergem în direcția asta, ajungem și pe aici undeva, dar având în vedere că ne-a zis tatălui Ethan că trebuie să ajungem la un tunel, hai să mergem aici, pentru că asta ne interesează pe noi, tunelul ăsta. Și intrăm în mină. Sunt curios cum va fi. Am zis că jocul ăsta e și scary, adică te poți speria în el. Până acum nu m-am speriat, așa că mă aștept la chestii de speriat în mină. Totuși încuiat tunelul. Așa zic că prin tunelul ăsta ar trebui să trec eu. Dar zic că e încuiat și nici n-am cum să trec prin el. Poate nu pe aici. Există altă cale? Văd că poți să te urci în sus. A, uite. Enter. A, se strecoară pe aici pentru că el... Da, da, da. Că nu poți să intri pe acolo, că n-ai cheia. Ok. Pare suficient de creepy. Trebuie să recunosc că e foarte creepy. Nu știu de ce presim vreun jumpscare ceva. Și am intrat înăuntru. Ok. N-avem lanternă, n-avem nimic la noi. Și asta nu prea e o idee bună când te duci într-o mină să n-ai o lanternă măcar la tine. Dar asta e. Asta e un lift. Văd că nu duce nicăieri. Partea cealaltă. Bănuiesc că cu liftul trebuie să mergem. Dacă eu aș fi în locul tipului ăstuia, să mă duc într-o mină de asta abandonată, pentru nericul ăsta, sincer, nu aș face chestia asta. Nu știu, m-aș întoarce înapoi, aș pleca acasă. Dar tipul ăsta e determinat. Vrea să afle ce s-a întâmplat cu băiețelul Ethan. Până la urmă și noi suntem curioși.
Sunt curios dacă o să ne întâlnim cu Slipper-ul. Saving scene, ok. Slipper-ul e ăla care intră în persoane și se întâmplă tot felul de chestii. Reușește să controleze persoane și chestii de genul ăsta. Poți să te duci în diferite direcții. Adică nu știu unde trebuie să mă duc. Și e foarte creepy pe aici să merg așa și să știu că sunt singur în mina asta abandonată. Bănuiesc încolo? Sincer, nu știu. Ok, avem aici o șină de tren. Ceva trenuleț ar trebui să fie pe aici undeva. Acolo e apă. A, uite un trenuleț aici. Ok. Bun. Trenulețul ăsta e aici, dar are niște pietre în față. Zic dacă putem să-l pornim. Vedeți cât de realistic arată? Uitați-vă puțin la texturile. Holy shit, uitați-vă la texturile astea. Deci dacă puneți acum stop pe video și sunteți pe 1080p, ziceți că e o poză adevărată. Holy shit. Bun, dăm drumul. Și nu putem să trecem. Nu știu că dacă îi dau suficient de tare pot să trec oare? Mă gândesc că ar merge. A, chiar mergem. Bun, și mergem cu trenulețul acum. Hai să vedem unde ajungem. Mergem cu trenulețul nostru. Pe aici nu văd nimic care m-ar interesa. Adică ar trebui să-mi scrie dacă ar fi ceva, dar nu e nimic care mă interesează pe mine. Mergem cu trenulețul în continuare. De acolo am pornit, ne-am întors, așa, uite, inspect, e ceva de inspectat aici. Turn off. Oh, nu! Turn on! Nici nu m-am gândit că toată lumina e făcută de mașinuța asta. În rest e beznă pe aici. Sunt niște sunete ciudate. Stai un topor aici. Îmi zicea inspect. Cred că trebuie să bat lumina pe el ca să-mi scrie inspect. Da. A, nu e un... Am crezut că e un topor, e un târnăcop. Ok, avem un târnăcop. Hai să vedem. De ce a fost târnăcopul ăsta aici? Ce l-a pus aici? Nu știu. Urmează să vedem. Probabil când mai înaintăm. Mai aflăm detalii despre ce s-a întâmplat în mina asta. Poți să te duci încolo. Sau poți să te duci tot înainte. Faza e că dacă mă duc tot înainte, nu pot să mai ajung aici. Eu trebuie să ne oprim aici să investigăm și zona asta. Și pe asta să continuăm mai înainte. Ce e pe aici oare? Nu știu. Văd că tot coboară în jos. Nu pot să coboare în sus. E idee bună să coborăm așa? Nu știu unde mergem. Doamne, dar tot coboară, nu se mai oprește. Și e creepy rău de tot. Faza cu jocul ăsta, când auzi muzică, înseamnă că te duci în direcția cea bună. Și că auzi muzică înseamnă că suntem bine. In this warning stands, walk no further. Warning sitting. A zis să nu continuăm mai în față, că e pericol. Dar de ce? De ce ar fi pericol mai în față? Nu știu. De ce sunt toate lumânările astea pe aici?
Deci... Oh, what the fuck, ce-i aia? What the fuck? Oh, oh, oh! Oh, doamne! Oh, what the fuck? What? What the fuck? Ce? Ce? Ok. Jocul ăsta tocmai m-a speriat de moarte în momentul de față. Deci nu mă așteptam. N-a fost niciodată chestia asta până acum să te sperie jocul ăsta. Cât l-am jucat episoadele astea, nu m-a speriat niciodată. Și acum deodată... Hai să fugim. Fugi, 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 fugi. Și mi-arată că s-a aici. Bun. Oh, doamne, sper să nu mai sară chestia aia în față. Tu e un zombi ceva. Ăla e. Inspect. What the fuck? Inspect și ne ducem undeva. Probabil vedem ce s-a întâmplat cu zombiul ăsta, cum s-a transformat în zombi. Unde ne duce? Să ducem gol! Ah! Doamne, doamne! Pe bune! Și îmi zicea să mă duc încolo, adică... Și mai și vibrează controlul ăsta. Pe bune acum, deci când îl vezi pe ăla că stă cu lumina aia în față, așa, înseamnă că practic ești mort. Deja ești mort, nu mai ai ce să faci. Adică pot să mă și aștept să-mi sară în față, că... Oh, e acolo. Îl auziți? Bun, și eu dacă nu-l bag în seamă și plec mai departe. Deci tu, practic, asta trebuie să faci, trebuie să urmezi chestiuța asta. Dar, având în vedere că ăsta se plimbă pe aici, cum fac eu să trec? Și acum s-a auzit o poliție, bineînțeles, că deja cred că sunteți obișnuiți în fiecare episod câte o poliție și câte o salvare. Că e minunat. Sper să nu mai sară ăsta în față pe aici, prin zonă. Dacă sare din nou, cred că o să mă întorc și iau trenulețul și plecăm mai departe, că... Unde se duce? Uite aici. Read. He is not dead, but eternal lie. The God of Strange... the God of Old... What the fuck? Inspect. Să ducem în sus. Oh, e o poartă aici. Ce poartă e asta? Probabil aici e zona cu slipperul. Ah, uite. Ce așteaptă ăștia? Sens. What? Trebuie să le pui într-o ordine ceva. Pe bune, trebuie să le pui într-o ordine. Și nu să știu ce ordine trebuie să pun. Ăla e un C, E și un Z ceva. Dar sunt atât de multe aici. Îmi zice măcar dacă e corect vreunul? Care ar fi? Deci ăștia stau pe niște simboluri aici. Asta stă pe un Z.
Să stă pe un... cât ceva și stă pe un 7 ceva. Șapte Z. Îmi gândesc că dacă le mut... dacă le mut să fie toate diferite... în niciun caz n-am cum să-mi dau eu seama de chestia asta. Doar dacă... Nici măcar nu-mi zice dacă cumva am nimerit vreuna din ele sau nu. Sigur are de-a face cu ăștia care stau pe... pe chestiuțele astea. Asta e un Z. Sens. Am reușit până la urmă combinația. A luat ceva vreme să le... să le găsesc, de asta am și tăiat video acolo. Și se întâmplă ceva, se inundă toată zona asta. O, Doamne. What the fuck? O caracatiță? Oh. Oh, nu. Cred că ne scufundăm. Și ne necăm. Sau nu ne necăm? Suntem sub apă și copacii sunt sub apă și totul e sub apă. Doamne, cât de superb arată. Sub apă, Doamne. Și putem să citim ceva. The Curse of... Necronomicon. Deci asta e ceva... I told you to stay out. God damn it. Look, it's dangerous in here. I'll read your story later. Okay? Daily era tatăl lui, cred că da. Hop. Și am ajuns undeva. Ah, ne-a dat înapoi aici. The Curse of the Sea Thing. Așa se numește chestia asta. The Curse of the Sea Thing. Mi-a dat și un achievement. Pac United States. Așa. Văd că mi-a închis poarta. Nu mai pot să ajung acolo. Get your shit out of the basement. Bun. Și noi trebuie să înaintăm acum, cred. Posibil să fi pierdut o grămadă de chestii în urmă. Pe care nu le-am văzut încă. Dar putem să ne întoarcem oricând, așa că vom înainta. Doamne, foarte creepy zona aia, oricum. Creepy rău de tot. Hai, vom înainta să vedem ce mai găsim. Sper să nu mai fie jumpscare-uri. Adică, știu că sunt amuzante, dar... Doamne, nu m-am mai speriat atât de tare la un joc de mult timp. Pentru că în jocul ăsta chiar nu mă așteptam să-mi sară în față neapărat ceva. Nu mi-a sărit tot jocul și îmi sare acum ceva în față. E ceva aici, e ceva acolo. Bun. Hai să coborâm. Poate era o idee bună să-l lăsăm la pornit, dar îl lăsăm așa momentan. Hai să vedem ce e aici. Putem să trecem prin asta? Văd că e apă clocotită ceva. Și se merge foarte greu pe aici. Probabil sunt izvoare de-astea de apă fierbinte. Deși apa asta nu pare foarte curată deloc. Chiar pare murdară. Și ajungem în partea cealaltă. Hai să începem pe aici. I could feel two kinds of darkness here in Red Creek Valley.
The first you walked into, and with any luck, walked out of. But the other darkness was deeper, stickier, unknowable. And it wanted me to leave. Ai zis că sunt două tipuri de întuneric? What the fuck, putem să ieșim afară? Putem să ieșim din mină. Dar oricum nu cred că trebuie să ieșim din mină, cred că trebuie să rămânem acolo. Suntem acolo jos, știți că mă uitam eu de undeva de sus? Cred că de acolo ne uitam jos. Uite că am ajuns aici jos. Cred că până la urmă trebuie să-mi facem o mină, pentru că sunt o grămadă de detalii pe care nu le-am văzut încă. Da, hai să explorăm și pe aici puțin să vedem despre ce e vorba. Oricum, jocul ăsta e absolut superb și la poveste și la tot. Sincer, a meritat banii pe Steam. Inspect. Wall-mounted case, sharp disc... Aici a fost un topor. Fire axe. Unde e? A fost un topor și undeva în casă. Deci aici s-a întâmplat ceva. Faza e că eu n-am terminat încă în mină. Deci asta e altă zonă deja. Și eu în mină n-am terminat încă. Deci trebuie să ne întoarcem și în mină să terminăm și acolo chestiile. Că și acolo o să trebuiască să fie ceva de genul ăsta cu inspect. Excessive force, ceva spart peretele aici sau ceva. Broken door, ușa. Ok. Cineva a spart ușa, uite, e un om mort pe jos. Asta trebuie să-l punem acolo jos, fire axe-ul. Victim. Uite, știți cine e tipul ăla? E tipul ăla... cu care vorbea Ethan, care i-a zis de mină. Nu putem să deschidem încă să vedem ce s-a întâmplat. Overturned pen holder, scattered accessories. Cineva l-a omorât cu toporul. Cine l-a omorât? Pen, ruler. Uite un farfece de ăsta, dar unde e? Într-un lift ceva sau ce-o fi ăla. Ok. Broken door. Ce trebuie să fie scissors. Scissors. Uite acum pot să dau scissors să văd. Se vede mai bine acum. E undeva afară. Bun. Deci aici în casă nu mai avem ce să facem. Putem să punem ăsta aici. Pac. Axe-ul era acolo. Și trebuie să vedem unde era... unde-i farfecele ăla? E ceva... nu aici. Și trebuie să ne întoarcem și în mine, să completăm și acolo, că n-am terminat acolo totul. Dar unde o fi asta? Muzică creepy. Atmosfera din jocul ăsta e absolut superbă. Uite aici e. Știți că este liftul care duce în sus? Pac, farfecele l-am găsit. Mai era ceva pe aici, n-am văzut eu. Nope. De ce ar lua cineva farfecele de acolo? O să-l pun acolo sus. Cu ce motiv? Și mai e o casă acolo. Fix. Pot să văd ce s-a întâmplat. Ok, hai să vedem. Sufletele. Unul a ieșit și unul e aici. L-așteptăm pe ăsta să vedem unde merge. Hop. Deci tipul ăsta stătea la ușă, iar ăsta a venit să-l omoare. E și față are. E și față de pumni. Față care cere pumni. Bănuiesc că uite. E cu toporul. Bănuiesc că celelalte sunt înspre lift. Cred. Nu, am ieșit din sens.
Să ne întoarcem înapoi. Așa. A, deci primul e aici. După aia e ăsta. După aia e ăla de jos. Trebuie să-mi dea cronologie în curând. A, uite, mai e unul aici. Deci cred că astea sunt toate. Și mai e unul prin zonă? A, uite, unul aici. Și acum îmi dă cronologie. Și care-i faza? Deci tipul ăsta a încercat să-l omoare pe ăsta mai întâi? Asta e unul oare? Doamne. Și pe asta ăsta avea toporul. Eu le pun momentan 2, 3, 4, 5 și vedem după aia. Cred că 1, 2, 3, 4, sunt 4 în total. Și vedem după aia care e ordinea exactă. A, ba nu, sunt 5. 4, 5. Hai să vedem dacă așa e. Nu cred că, adică nu știu dacă ăla e primul sau nu. Ba da, ăsta e primul. E la toporul. Asta e Dale. Și Travis e frate-su? Și Dale e taică-su? Cred că am nimerit ordinea. Deci Ethan a găsit o cameră, l-a găsit pe Sleeper. Acum se pare că Travis e controlat de Sleeper. Și caută pe Ethan, Travis, să-l omoare. Fuge și trebuie să duce pe el. Ok. Asta-i taică-su. Și se duce și l-a omorât pe taică-su, doamne. Și mai vrea să-l omoare pe Ethan, adică vrea să-l omoare pe frate-su. S-a încercat să se apere cu farfecele. Ah, nu! S-a sinucis. Să scape. It didn't have to be this way. You could have helped the sleeper, helped us. But mom's right. You're a coward and you'll be needing again soon. Foarte interesant. Deci așa a murit Dale, așa a murit tatăl lui Ethan. Și din cauza asta a murit. Totuși, de ce mai iese odată sufletul? Cred că mă ghidează spre următoare locație. Se duce în partea aia, dar nu știu de ce. Vedeți că eu momentan n-am ieșit din starea asta. Deci trebuie să mergem după el, să vedem unde se duce. Sau sunt în direcția asta. Hai, ce-o fi? Uite. Nu putem scăpa de Sleeper și trebuie să scăpăm de el cumva. I-a zis. Foarte interesant. Sleeper ăsta se hrănea cu ura lor. Se hrănea cu ura lor. Foarte interesant. Probabil că o să trebuia să ne întoarcem în mină, să terminăm și acolo și mai avem, mai era vreo casă ceva pe aici prin zonă. Nu știu, o să vedem. Oricum, din câte am zis, nu e foarte lung, deci nu mai avem mult până la final și finalul, ci că e foarte interesant, o să vedem. Dar, oricum, mulțumesc că v-ați uitat. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și ne auzim data viitoare. Pa, pa!